Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare la alegere. De asta dată o să vedem, o să încercăm să aflăm ce îi atrage ca un magnet la voi. Nu este ce v-ar face, nu, da, ce îi atrage ca un magnet la voi? Impulsurile primare. Aveți de ales între 1, 2 și 3. O inimioară, un cristal și o steluță. Vă puneți pauză, vă alegeți, eu pun cărțile deoparte. Unele le știu, altele nu le știu, sincer. Rămâne să le descoper odată cu voi. Hai, să vedem. Ok. Începem cu numărul 1. Știți că nu pun pauză, că se decalează sunetul și nu prea vreau să se mai întâmple situația asta. Dragii mei, numărul 1. Ce a venit? A venit lupul. Ha, lupul, semn de pământ. Dar trecând peste semnul alchimic al pământului, ce simt referitor la această carte? Ce impresionează ca un, ce îi atrage ca un magnet la voi este faptul că voi îi impresionați, îi intimidați, impresionați și pe alții intimidați. Că știți că nu știți, este partea a doua. Eu vă zic și sper cu ocazia asta să înțelegeți că intimidați este ceva în privirea voastră. Uitați-vă cum se uită, da? În anumite momente, nu tot timpul, evident nu când râdeți, să aveți această privire. Când sunteți serioși, asumați, aveți o privire foarte intensă. Eventual când vă uitați la ei, când vorbiți și nu doar la ei, în general, aveți o privire extrem de intensă, care transmite fiori. Îi atrage la maximum acest stil. Aveți un stil sobru uneori, nu tot timpul. Ați trecut prin foarte multe, este un foc în spate, este un întuneric. Ați ieșit din întuneric, v-ați transformat, v-ați ridicat undeva deasupra haidei. Sunteți ființe sociale, sociabile și sociale. Însă, nu sunteți genul de oameni care urmează alți oameni, nu sunteți followers. Nu. Voi sunteți cei care sunteți urmați de alți oameni. Pentru că aveți această lumină, ați descoperit prin întunericul prin care ați trecut, ați descoperit această lumină și radiați o forță teribilă. Acest lup este similar cu energia masculină divină. Chiar dacă sunteți femei, aveți un fel de a merge, de a acționa, de a privi, de a materializa, impresionant, pentru că vorbesc de materializare, pentru că e semn de pământ. Foarte posibil să fiți și persoane stabile, să exprimați această stabilitate într-un fel. Oamenii nu se pot juca cu voi în momentul în care arătați această imagine și ei asta văd în voi. Și îi intimidați și pe ei și pe alții. Ce a venit? A venit Eros, interesant. Eros, da, îi atrage exact această putere a voastră de a domina. Nu musai pe ei, pentru că și ei sunt. Știți că nu cred că sunt oameni slabi. Sunt oameni care recunosc o parte din ei în voi. Și există o parte din ei, da, acest lup se regăsește și în ei. Însă, erosul ăsta, de fapt, această putere a voastră de a conduce, de a intimida, de a vă exprima într-un anume fel, le stimulează latura erotică. Într-un fel în care probabil alții n-au reușit să o facă. Ah, ce frumos! Lumină și dragoste! Dar nu zic muse că sunteți întunecoși. Nu, am zis conduceți. Conduceți haita, grupul, niște oameni, conduceți către lumină și dragoste. Și asta îi atrage. Este o forță și o delicatețe în același timp. Erosul ăsta care este stimulat de această contradicție. E o contradicție între voi. Sunteți ființe foarte complexe. Pe de o parte, puteți să vă impuneți cu forță, cu autoritate și aveți această imagine uneori, altădată sunteți așa de dulci, de suavi, de drăgăstoși, de puri, da? Nici nu se mai vede întunericul prin care ați trecut. Frumoasă, frumoasă prezentare. Frumoase cărți deocamdată. Hai să vedem. Oh, da, ce frumos, ce frumos. Masculin și feminin. Am zis că este o latură masculină și o latură feminină. Cu această lumină și dragoste, evident, e o latură masculină. E o contradicție sau mai bine zis, este un echilibru. Sunteți persoane foarte pasionale, creative. Asta pentru mine, cartea creativității. E un disc de platină. Chiar dacă n-ați primit onoruri într-un fel sau altul, meritați de, din plin.
Meritați din timp pentru că ați reușit să echilibrați, masculinul și femininul, latura activă și latura, să zic, receptivă, nu pasivă, latura blândă și latura protectoare, pentru că lupul este protector, da? Și luptător, masculinul, martele din voi, și reușiți să creați abundență din această poveste prin care ați trecut și pe care o emanați, aveți foc, transmiteți. Te transmite și dragoste, și lumină, și putere, și creativitate, și pasiune, și uite așa creați abundență. Și abundența nu înseamnă musai cont în bancă, da? Se vede în fața voastră, am zis că e o contradicție în voi și asta îi atrage la maximum. Faptul că sunteți delicați și totuși există un dragor, această energie din spate, care impune respect, care vă protejează și care va atrage beneficii. Interesant. Din punct de vedere erotic, că am vorbit de eros, ce aveți? 10 de cupe, marele preot și 10 de spade, vedeți? Hai să le vedeți, da? Am zis că ați trecut prin multe, se simte în privirea voastră că ați trecut, că ați plâns, că ați fost trădați și nu mai permiteți acum oricui. Iar începe cățelul să plângă după pisici. Și totuși, deși ați trecut prin foarte multe și ați fost trădați de parteneri, se simte în vibrația voastră, încă transmiteți ce frumoase, ce se potrivesc una cu cealaltă, încă transmiteți lumină, dragoste, compasiune și simt că lângă voi pot avea o relație de familie fericită. Dar trecând peste acest lucru, este o legătură spirituală profundă și pe care eu o simt că n-au cum, am zis, aveți un fel autoritar, dar și blând în același timp, impuneți respect. Cine e cu voi nu se poate juca și nu poate să vă ofere jumătăți sferturi de măsură. Cel puțin așa simt ei. Cel puțin ei nu v-ar oferi jumătate, ori totul, ori nimic. Pentru că meritați. Deci în voi, prin autoritatea voastră, se unesc cele două, feminin și masculin, cele două laturi, de cea care a plâns și cea care încă poate sau cel, da? Încă poate să ofere dragoste, bucurie, blândețe, compasiune. Și marele preot oferă stabilitate. Este un profesor, sunteți profesori. Și nu zic musai în sex, că nu vorbim acum de sex. La cât ați plâns? Poate că nu sunteți musai cei mai experimentați, dar sunteți profesori în dragoste și în lumină și în puterea de a vă conduce viața și de a impune respect. Și, repet, îi faceți să-și dorească să lase și ei în urmă trădările, regretele, eventual dacă v-au trădat, își doresc să vă ofere stabilitate, bucurie, își doresc. Dar acum vorbeam despre ce atrage la maxim la voi. Hai să mai căutăm niște cărți, da? Ce atrage, ce îi magnetizează? Ia uite, magicianul și asul de cupe. Puteți să manifestați această dragoste în pofida tuturor experiențelor prin care ați trecut. Sunteți defensivi uneori, sunteți combativi alteori în funcție de necesitate, de situație. Nu lăsați pe oricine să se apropie, dar impuneți respect. Este minunat. Și totuși sunteți creativi, aveți ceva, ia uite, magnetism și empatie și reușite, persoane independente, stabile, abundente, am văzut și regele de monede, da? Probabil că și profesional, nu probabil, sigur, că am văzut și regele de monede și marele preot și acest lup. Și abundența, vorbesc despre reușite profesionale. Sunteți profesioniști în ceea ce faceți. Nu vă jucați cu lucrurile și asta atrage. Cel puțin pe acest personaj. Pentru că nu-și dorește personaj. Știți cum? Cel puțin în acest caz. Se oglindește personajul într-un fel sau altul în voi. Și ei sunt foarte puternici. Acum că poate sunt diferență de poziție în călătoria voastră spirituală. Poate că ei sunt în avans. Poate că voi sunteți în avans. Ideea este că într-un fel sau altul inspirați. Și își doresc și ei să fie la fel ca voi, într-un fel sau altul. Acum am zis, magicianul și asul de cupe. Îi atrage faptul că puteți
Magicianul manifestă. Puteți să manifestați dragoste oricând, dar nu orice fel de dragoste. Dragoste luminoasă, plină de compasiune, da? Plină de puritate, de spiritualitate. Aveți ceva special. Când comunicați, creați niște emoții, cel puțin lor. Când comunicați, le creați niște emoții de plâng. Eu așa simt. Și uneori nici nu trebuie să comunicați prin cuvinte, magicianul pur și simplu manifestă. Comunicare poate să vină și la nivel vizual, prin felul în care mergeți, vă prezentați, sunteți pur și simplu voi. Să nu uităm că sunteți manifestori, magicieni, unii dintre voi, dacă știți ce înseamnă asta. Aveți această putere de a vă transforma viața și de a vă pune abundența, de a apărut semn de pământ și abundența, de a crea ceea ce vreți voi. Acum că ați ales să creați spiritualitate, artă, dragoste, compasiune, este alegerea voastră și asta iar impresionează. Nu v-ați concentrat doar pe chestii materiale, deși aveți un semn de pământ. Aveți această putere de a pune în practică ceea ce vă doriți. Dar cel mai mult, manifestați această lumină și dragoste. Sunteți un profesor spiritual într-un fel sau altul, pentru ei și pentru mulți. Repet, îi emoționați la maxim, mai ales când comunicați. Și simt că puteți să comunicați și telepatic cu magicianul și astfel de cupe. Clar comunicați și telepatic. Cuvintele voastre le ajung la suflet. Chiar dacă unor ar putea să rănească, îi ajută să crească oricum. Îi ajută să crească. Hai să-mi iau o carte și din setul ăsta de cărți, că doar nu degeaba l-am amestecat totuși. N-aș vrea să vorbesc foarte mult pentru că vreau să fiu mai la obiect. Ce atrage la maximul la voi? Latura voastră spirituală, puritatea voastră, dar repet, și puterea de a lua decizii în folosul vostru și al celor din jurul vostru, decizii corecte, cu mare preot, că sunteți tradițional într-un fel sau altul, impresionează, îi atrage, da? Că nu sunteți așa o cârpă sau o frunză în vânt, sunteți spirituali, sunteți tradiționali, aveți cultură, aveți educație, sunteți educați, clar. Ia uite, valetul de acrobat, valetul de monede, iar apar monede. Faceți acrobații, faceți ceva și reușiți să materializați ceea ce vă doriți. Nu mai zic că reușiți să-i atrageți de fiecare dată. Repet, poate nici nu conștientizați. Deși ați trecut prin multe suferințe, poate chiar ați pierdut unii dintre voi, este un mormânt, ați plâns după niște oameni. În viața voastră ați pierdut totuși niște oameni și v-ați ridicat, v-ați păstrat aripile. Nu v-ați lăsat trași în jos de supărări, de necazuri și de dorința de a avea bani, abundența. Repet, nu înseamnă musai bani. Aveți un eros foarte complicat și foarte interesant din punctul lor de vedere. Repet, la voi nu pot veni oricum. Deși sunteți foarte sobri și foarte intenși, uneori manifestați și o latură copilăroasă. Așa îl văd pe acrobat. Vă puteți juca, puteți dansa, puteți să faceți glume cu maimuțica asta. Puteți să intrați în multe... Am zis că sunteți foarte complex și cel puțin așa vă simt. Și asta îi atrage. Manifestați și copilul interior, copilul divin din voi. Și în momentul în care îl manifestați prin giubușlucuri, prin glumițe, prin zâmbete, prin diferite gesturi drăgălașe, începe să manifestați, pentru că e un valet de monede, începe să manifestați această dragoste și această creștere și impact, și creați un impact foarte puternic asupra lor și, evident, asupra altora. Este o latură jucăușă a voastră. Dar din joacă, știți cum, cei care sunt artiști mă înțeleg ce vreau să spun. Din joacă, în momentul în care asamblezi, îți pui niște
obiecte pe masă, încep să le asamblezi în joacă, încep să creezi obiectul de artă. Aici este frumos. Aici că am vorbit că sunteți artiști. Este o latură neconvențională a voastră, care creează valori, chiar și în momentele de glumă. Cam atât, dragii mei, că trebuie să fac și celelalte. Cam atât, sper că v-a plăcut. Și rămâne să vedem celelalte. Au! Niște ochelari mai vechi. Celelalte etalări, cum se vor. Plia rezona cu voi. Okidoki. Am zis că acum numărul 2, cei care ați ales cristalul. Ok. Numărul 2. Ce aveți aici? Scorpionul. Wow, wow, wow. Pe de-o parte, pentru că e a treia carte din semnele de foc, nu-i de apă, e de foc, vă așteaptă. Vă așteaptă pe de-o parte să vă imprime cu pasiunea lor. Dar pe de altă parte, vă așteaptă să vă exprimați și voi pasiunea, pentru că se simte un foc, se simte o vibrație, magnetism, că vorbim de magnetism, a apărut Scorpion, casa 8-a Scorpionului. Clar, aveți niște planete și voi și ei, ori în casa 8-a, ori în Scorpion, se creează ceva, o atracție obsesivă între voi doi. Și totuși, ca și planetă ce atrage Soarele, aveți radiați ceva intens. Iar trebuie să folosesc, dacă așa îmi vine în gând, îl folosesc cuvântul ăsta. Iar este o contradicție între lumina voastră, soarele vostru și un întuneric care este în jurul vostru. Ei simt că aveți o latură întunecoasă, dar sunt atrași de vibrația voastră. Hai să vedem ce alte cărți mai vin. Oh, Children, interesant. Probabil că unii dintre voi lucrați cu copii, da. Scopul vieții voastre implică să ajutați să predați și să vindecați copiii. Și aici este latura scorpionului evoluat, care reușește să se vindece pe el și să-i vindece și pe alții. Și îți vindecă și cu o privire și cu o atingere și cu un cuvânt, că așa face scorpionul. Și dacă ajungeți în pat, vindecați și prin sex sau prin felul în care faceți dragoste. Ei simt. Și cum am spus și la cealaltă etalare, o latură din ei se regăsește în voi, vă oglindiți. Cred că și ei au această capacitate, că au descoperit-o, că n-au descoperit-o, rămâne de văzut. Wow! De fapt așa a venit. A venit femeia singură, femeia matură, dar interesant că a venit invers. Și eu așa simt să citesc. Și intuiția, clar scorpion, pești, rac. Aveți o latură voastră ocultă care atrage. Că poate nici nu le-ați spus despre atracția voastră către subiecte oculte. Poate nici nu ați spus sau au simțit că la nivel intuitiv voi deja comunicați. Și ei știu. Și comunică și ei cu voi. Însă, unul dintre voi este mai singur. Posibil voi. Posibil voi. Dar faptul că a venit invers cartea, am zis, este o contradicție frumoasă în voi. Nu intrați în întuneric, nu vă izolați în acest interes al vostru de a vă dezvolta calitățile spirituale, latente, ascunse, cum vreți voi. Predați, oferiți, din când în când ieșiți din singurătatea voastră și oferiți în experiența voastră copiilor și celor care vor să vă asculte. Copii poate la nivel spiritual, sunt oameni mari care se poartă ca și copiii, da? Și puteți ghida. Aveți o forță tonică, ia uite, destul de întunecoase cărțile, dar e latură luminoasă și întunecoasă care se îmbină foarte bine. Toate trei, da? Scorpionul, intuiția, vedeți? Și femeia matură. Femeia matură care și-a asumat misiunea, știe ce misiune are, își urmează intuiția în viață, nu acționează nici conform standardelor societății. Nu. Și am zis, uneori ieșiți din această singurătate în care sunteți și mai stați de vorbă, e un copilaș aici. Pe de o parte ar putea să fie și ei să se
să crească spiritual lângă voi, să conștientizeze că de o așteptare. Pe de-o parte, sunteți la drum unul de celălalt și acest drum amplifică nevoia de a fi împreună, pasiunea, crește pasiunea, faptul că nu puteți să fiți împreună când vreți voi. E o așteptare până se manifestă acest foc. Și deși sunteți mai singuratici, deși sunteți concentrați pe latura voastră spirituală, aveți acest mister fabulos care îi magnetizează și pe ei și nu doar pe ei. Da? Să nu uităm că aveți soarele, da? Radiați lumina asta în jur. Ce vreau să zic? Nu mai știu. Am vrut să zic ceva? Da, am vrut să zic ceva. Mi-am adus aminte. Mă bruiază cățelușa asta care plânge. Deși aveți această latură foarte serioasă, sobră, dark, întunecoasă, în sensul frumos al cuvântului, că nu stați nici să epatați, vă permiteți momentele voastre de singurătate, în ce scuze, dar a văzut un pisoi, da? Ei simt că e un foc în voi care trebuie exploatat, explorat. Sper să nu decaleze sunetul, a trebuit să fac o mică pauză și sper să nu ne mai deranjeze. Am zis că aveți un foc pe care și-l doresc să-l exploreze, să-l simtă. Focul ăsta e ca o travă. Dar știți că o travă poate să și vindece. Știți că o travă poate să și vindece. În anumite cantități și în anumite situații. Așa simt. În fine. Din punct de vedere intim, în această perioadă, ce atrage la voi? Zero, nebunul. Pe de o parte, e o latura voastră neconvențională. Am zis că v-ați ales calea, ați riscat, ați luat-o de la zero, poate de mai multe ori în viață, ați luat-o de la zero și ați mers pe drumul vostru. Asta îi atrage. Aveți un soi de nebunie din punct de vedere lumesc. Da? Din punct de vedere lumesc, o nebunie. Dar știți că nebunul este cel mai înțelept. Îndrăsniți să mergeți pe cărări pe care alții nu îndrăsnesc să meargă și nu vă pasă cine în jurul vostru, de că sunt dușmani, că sunt oameni care își urmează viața lor 3D. Voi ați pornit în călătoria vieții. Și asta este fascinant. Pe de o parte, am zis că și inspirați într-un fel sau altul cu femeia în matură, îi învăța și pe ei să o ia de la zero, să riște. Scuzați-mă, așa face Hansa când vede cât o pisică. Trebuie să o ignorați și să mă ascultați pe mine dacă vreți să ascultați ce le place lor. Probabil că și ei plâng ca disperații, într-un fel sau altul. Deci, repet, îi inspirați să o ia de la zero, într-o nouă călătorie. O călătorie care îi transformă, pentru că acest scorpion are această putere de a renaște, iar îi fascinează faptul că puteți să renașteți. Ați renăscut de nu știu câte ori și ați renăscut în forme din ce în ce, nu oricum, da? Din ce în ce mai frumoase. Și puteți să învățați și pe ei acest lucru. Pe de altă parte, ce atrage la voi? Evident că spatele, dacă ar fi așa un mesaj foarte, foarte simplist, faptul că voi vă uitați la stea, la destinul vostru, vedeți? Ia, să aprind un pirlițu, da? Voi vă uitați la destinul vostru și nu știu cum să vă abordeze, pentru că nu sunt obișnuiți cu asemenea vibrație, soarele, da? Cu asemenea vibrație, cu asemenea magnetism, cu asemenea foc. Pe de-o parte nu le arătați interes. Focul ăsta îl țineți ascuns pentru când or merita, pentru când vor face pașii, vor comunica, vor călători înspre voi, pentru când or lua și or să înceapă și ei de la zero în această călătorie cu voi, or să riște. Asta îi atrage. Ar fi prea simplu să zic că doar spatele vostru, dar e clar, când vă uitați pe fereastră, se uită, vă studiază corpul și v-ar atinge în anumite locuri, dar cel mai interesant este că îi pune să aleagă. Și e o provocare, domnule, e o provocare să aleagă. Aventura vieții lor, cavalerul de foc, și săriște ceva, să-i scoateți din tipare într-un fel sau altul.
și atrage la voi. În continuare, cavalerul de bâte, cavalerul de foc. După cum vedeți, sunt doi îndrăgostiți care, ce fac, se îmbrățișează, eventual fac sex pe cal. Însă, ce este ciudat, măi, nu prea se mai călătorește cu calul, da? Până acum, sex în mașină s-a mai auzit, în lift, pe unde ori mai vrea unii și alții, pe cal mai răruți, pentru că nu, oamenii nu mai au această posibilitate. Și ce vreau să scot în evidență? Că este o excentricitate, un fel în care voi vă exprimați într-un fel pasiunea, într-un fel foarte excentric, foarte creativ și foarte aventuros. Și pe de o parte, repet, îi îndemnați și pe ei să fie. Pentru că se oglindește oarecum latura voastră și în latura lor. Sau chiar dacă nu se oglindește, îi învățați, ia uite, vezi, regina de spade invers. Vor să se separe de cineva. Ce mai atrage la voi? Curajul. Asta? Ia uite, că tot a venit soarele, ce drăguț soarele, asul de monede, măi, ce drăguț nebunul, păstrez pe asta, pentru că avem nebun și aici și aici și soarele a apărut de la început. Am zis că radiați. Pe de-o parte, sunteți și copilăroși, copilul vostru divin trăiește și îl manifestați. Chiar dacă sunteți extrem de intenși, de magnetici, de acaparanți. Creați obsesie, creați dependență și lor, evident, le creați așa ceva. Deși nu arată. Nu arată că îi nouă de monede, încearcă să blocheze ceva. Le transformați viața radical, apare turnul. Le transformați viața radical. Și îndemnați, am zis că îndemnați să exploreze și ei toate zonele astea, îndemnați să-și descopere fericirea, într-un fel sau altul, să-și descopere soarele, că asta înseamnă 10 de cupe. Să-și descopere soarele. Și vor și ei să o ia de la zero și eventual să o ia de la zero cu voi asul de monede. Vor să vă ofere ceva special. O legătură profundă, stabilă, frumoasă. Asta văd în ei, în voi, pardon, și asta îi atrage. Pe de-o parte, am zis că voi ați făcut acest lucru. Ați luat viața de la zero și manifestați în această putere a voastră și trezire spirituală, manifestați ceva nou. Și acum ei trebuie să aleagă și ei. Între voi, profesorul, copilul care e și profesor, da? Scorpionul care poate să și rănească, poate să și vindece, e o contradicție. O contradicție fantastică, dar aveți o valoare cu asul de monede, cum vă văd ce atrage. Aveți o valoare specială, asul de monede și soarele. O valoare pe care n-au mai întâlnit-o sau n-au mai conștientizat-o, mai bine zis. N-au mai conștientizat până acum că oamenii pot fi apreciați, valoarea oamenilor poate fi apreciată și din alte considerente, nu musai materiale. Tot ce va atrage, valoarea pe care o creați este prin spiritualitate, da? Femeia care își asumă calea, călătoria, intuiția, da? Și prin intuiție vă descoperiți lumina voastră și ajutați și pe ceilalți. Am zis că sunteți profesori pentru copii și pentru cei care nu sunt la fel de evoluați, că astea sunt copii, da? Creați. Pe de o parte, sunt conștienți că atrageți atenția multora, aveți și mulți dușmani, dar aveți și mulți prieteni. V-am arătat șarpele, dar aveți și mulți prieteni. Însă, faptul că puteți să fiți așa nonșalanți uneori, în condițiile în care sunteți înconjurați și voi de întuneric, ca și ei, ca și mulți, iar este un semn de întrebare pe care ar vrea să la care ar vrea să găsească răspunsurile și care îi atrage. Simte că sunteți periculoși, fatali. În sfârșit am găsit cuvântul. Fatali. E o frumusețe fatală. Dar, repet, nu este vulgară, nu este epatantă, chiar dacă apare soarele. Este o frumusețe pură și fatală. Este un întuneric și o lumină în același timp care îi omoară. Îi omoară
vechiul eu și obligă să se transforme. Să înceapă iar 3 de bâte înseamnă călătorie, da? Călătoria vieții lor. Cu voi sau fără voi. În primul rând, voi transformați. Hai să vedem următoarea. Deja și plâns asta mică. Sper să nu mai fiu deranjată. Închidochii. Numărul 3. Cei care ați ales, dragii mei, ce ați ales? Ați ales steluța. Cu steluța, clar că atrageți. Aveți un public. Aveți un fel de a fi sclipitor și asta impresionează. Hai să vedem. Pe de-o parte, cu steluța, sunteți ce și-au dorit până acum. Acum rămâne de văzut dacă au și conștientizat. Ce a apărut? A apărut albinuța. Numărul 3. Semn de aer, semnul alchimic al aerului. Corfiei de aer, că sunteți voi mai puțin, contează, chiar nu are nicio legătură. Însă, felul în care comunicați, felul în care mergeți, în care gesticulați, pentru că aerul pentru mine reprezintă gemeni, gemenii țin de gesticulații, aerul reprezintă balanța, felul în care socializați, vă raportați la cei cu care comunicați în momentul respectiv, vă adaptați, sunteți adaptabili. Ce mai înseamnă aerul? Înseamnă iar comunitate. Albinuța este o persoană, da, care se implică în comunitatea din care face parte. Și se implică într-un mod creativ. Asta îi atrage la voi. Faptul că aveți mai multe feluri în care vă exprimați. Și personal, și colectiv. Și transformați, ca asta, într-un mod creativ, transformați oamenii, discuțiile și pe ei, evident, și pe voi. Și transformați în bine, pentru că mierea asta este, are niște calități fenomenale, da? Sunteți persoane hărnicuțe. Interesant, să ne-am zis că a apărut și steaua, sunteți în spot. Ce vreau să zic? Sunteți în centru. Și se pune lumina pe voi. Undeva, nu musai pe o scenă. Poate uneori lucrați și pe scenă dacă sunteți creativi, că aveți vernisaje, că aveți spectacole. Mai mult sau mai puțin contează. Sau, pur și simplu, se pune o lumină peste voi din când în când. Cel puțin ei așa văd. Așa văd. Planeta care atrage este Marte. Berbec și Scorpion guvernează Martele. Acum, că o-ți fi având acolo planete în Scorpion sau în Berbec, chiar poate să varieze. Felul în care acționați, am zis. Am zis de comunicare, dar am zis că vă implicați. Și dacă vă implicați, înseamnă că și acționați. Cartea asta a apărut, profesoratul a apărut invers. Am senzația că îi atrage faptul că pot să învețe de la voi multe. Da, a venit invers, că au ce să învețe de la voi. Acum că am schimbat poziția cărții și asta mi-arată că inspirați oamenii, mai ales tinerii, să învețe. Am zis că sunteți într-o lucrare colectivă. Copiii, și pentru mine copiii sunt oameni mai puțin evoluați, tinerii și pe ei inspirați să învețe diferite lucruri. Lucruri care țin de creativitate, în mod special, de felul în care comunică. Inspirați. Asta îi atrage. Iar ce mai atrage? Faptul că le creați niște conflicte interioare, 5 de foc. Pe de-o parte, simt că sunteți și voi foarte combativi, mai ales dacă sunteți profesor, dacă sunteți în centrul atenției, trebuie să vă luptați cu concurența. Trebuie să vă luptați cu latura voastră mai negativă, da? Aici, această luptă poate să fie același eu, eul negativ și eul pozitiv, da? Masculinul și femininul. Bine, sunt doi masculi. Feroce care se bat. Pe de-o parte, ce atrage faptul că trebuie să lupte pentru voi. Oh, da, ca o concurență, da? Nu sunteți așa niște persoane care trec neobservate. Trebuie să se lupte. Trebuie, în primul rând, lupta asta poate să fie interioară, cu semnul de aer, și emoțională, cu semn de apă. Pe de-o parte, sunteți combativi, sunteți luptători, îi puneți la punct dacă nu se poartă corespunzător. Și în alte momente sunteți foarte blânzi, puteți să oferiți inima pe tavă. Bine, ideea este, vorba vine, nu oferiți inima, că inima, sufletul este al vostru, nu trebuie să-l oferiți nimănui. Însă, puteți să împărtășiți din experiența voastră, din compasiune, din ce simțiți. Îi învățați
să-și descopere și ei o latură, sunt niște mătănii, da? Să-și descopere o latură spirituală, îi învățați, că am zis că îi învățați și pe ei. Să, și a apărut Marte și a apărut semn de foc, interesant. Îi învățați să lupte pentru dragoste, să lupte pentru evoluția lor, să lupte pentru creșterea lor spirituală, să învingă niște tendințe negative. Însă 5 de foc este și casa 5 a leului, iar o casă foarte creativă, iar vorbim de creativitate, de artă, da, o artă care vindecă cu 6 de apă. Pe de altă parte, cu 6 de apă simt că în prezența voastră își regăsesc un suflet pereche, că e regăsirea sufletelor perechi. Din copilărie, dintr-o altă viață, simt că v-ați mai întâlnit, simt că au ceva, ceva trebuie să se întâmple între voi doi. Ia uite cum apare iar 6 de apă, ce drăguț, 6 de apă, da? 2 de apă, 2, 2, 6, 6. Probabil că numele astea să vă spună ceva. 2, 2, 2, 6, 6, 6. Ați stat de vorbă cândva sau, da, eu cred că ați stat de vorbă cândva și s-a creat această flacără, această pasiune, această atracție fantastică. Aveți un fel, nu neapărat că v-ați dat la voi, evident că am poză, nu neapărat că v-ați dat, că s-au dat la voi, poate au încercat, vreau să zic că am scuzat, mai greșesc. Nu neapărat că v-ați dat voi la ei, că i-ați atins, poate că i-ați atins prietenește, nu neapărat cu piciorul, într-un mod senzual, nu musai. Dar ceva în felul în care ați discutat la acea masă, felul în care ați gesticulat, poate le-a spus mâna pe mână ca să le atrageți atenția asupra unui subiect, asupra unei chestiuni, v-ați uitat în ochii lor și această flacără a crescut mai mult decât această luptă și contradicția a crescut mai mult decât s-ar fi așteptat. Și sunt puși să aleagă, iar, între vechiul eu și noul, între cel care era obișnuit cu... Pentru că 5 de... Aha, interesant. 5 de foc este și casa 5-a a poveștilor de dragoste de scurtă durată, da? Și voi le oferiți în acest 6 de apă o poveste mult mai senzuală, mai de suflet. Și aici trebuie ei să aleagă între a manifesta această nevoie de a vă domina, de a vă cuceri, de a face sex, sau de a împărtăși, de a-și deschide sufletul și de a oferi momente de dragoste profundă, de a face dragoste, nu sex. E o diferență. Aici trebuie să aleagă. Ce atrage la voi? Repet, felul în care gesticulați și în care priviți, și aveți uneori o latură foarte nu pasivă, foarte receptivă, foarte sensibilă, cu 2 de cupe și 6 de cupe, i-ați stat pe spate, ei acum descoperă dragostea. Dacă până acum a avut numai aventuri, 5 de foc, asta înseamnă și aventuri, da? Prin voi, lângă voi, descoperă că au un suflet. Și aduc aminte, că asta înseamnă 6 de cupe, și aduc aminte că ați mai trăit într-o altă viață, că și aduc aminte că au suflet, domnule, și sufletul ăsta trebuie să se manifeste în relațiile cu partenerul lor. Ce atrage la voi. Sunteți o tentație, clar. Sunteți o tentație, dar tentația este imaginea prima impresie. La prima impresie sunteți numai foc, pasiune, da? Scorpion și berbec, Marte, da? Sunteți foc, îi puneți pe jar. Și apoi descoperă latura voastră blândă, duioasă, spirituală. Și aici este momentul de decizie. Ce vreau să manifest cu acest personaj? Până la urmă apar două cărți care vorbesc de o împăcare cu sufletul lor, cu voi, o prietenie, 6 de cupe, 2 de cupe poate să însemne și prietenie, dar din punct de vedere erotic își doresc să vă ofere din suflet cele mai frumoase momente. Își doresc să vă îndulcească, da? Să vă îndulcească, sunt niște bombonele, să vă țină de mână, să simtă, să vă simtă.
să fie romantici. Acum s-ar putea să nu se priceapă dacă inițial s-au obișnuit cu acest 5 de foc. Rămâne de văzut. De la individ la individ. Unii s-ar putea acum să descopere o latură a lor romantică, alții să o aibă deja și să o trăiască iar în preajma voastră. Se uită adesea la pozele voastre, se uită pe internet, vă urmăresc, dacă aveți un site, ce ați avea voi un cont, vă urmăresc. Le lăsați amintiri și amintirile astea sunt emoționale. Da, bine, pot fi și practice, să le lăsați obiecte, cât un tablou, cât un obiect, cât o scrisoare, ceva. Vă recitesc cu semnul de aer, vă recitesc mesajele. Mesajele voastre creează un impact profund. Și stau și se gândesc la voi din când în când. Ce atrage la voi? Numărul 3. Sunt multe deja. Soarele văd iar. Am zis că radiați ceva. Dacă nu, am zis zic acum, dar parcă am zis când am vorbit despre albinuță. Ce atrage? Faptul că puteți să și înțepați. Da, o da. O da. Cât ați fi voi de blânzi? Am zis că sunteți și combativi și luptători și puteți să îi înțepați și pe ei. Se puneți la punct cu Marte și cu acul ăla. Ce atrage? Ca un magnet la voi. Ia. Feminitatea. Feminitatea. Și focul ăsta. Oh, ce multe cărți au ieșit, au sărit. Ho, ho. Atrageți atenția cu 6 de bute. Îi ajuta să se vindece de niște traume, dar își fac griji. Ha. Ce atrage? Ca un magnet, ia. Ha, 2, e ok. Iar valetul de cupe. Felul în care comunicați, vindecați, valetul. 6 de cupe, iar oferă amândouă, oferă ceva, oferiți. Aveți această tendință să oferiți din suflet, emoții, comunicare creativă, emoțională, clar aveți planete în semn de apă. Iar se oprește la 6 de cupe, da? Simt că vă cunosc, e așa simt și asta îi atrage, că vă cunosc dintr-o altă viață, eventual. Ce atrage, repet, faptul că sunteți creativi, pentru că 3 de monede creează artă, eventual, că atrageți atenția, că sunteți ieșiți din norme într-un fel sau altul și atrage într-un fel sau altul că și atrage ca un magnet la voi. Iar latura voastră spirituală cu această catedrală, că vă implicați foarte mult, luptați pentru creșterea voastră spirituală cu acest profesorat. Îi învățați pe alții, cum am zis mai devreme, îi învățați, inspirați. Și inspira și pe ei să se regăsească, să-și regăsească sufletul. Ce atrage ca un magnet la voi? Sensibilitatea, clar. Emoțiile. Că vă exprimați emoțiile, puteți să și plângeți în fața lor, puteți să și râdeți. N-aveți nicio treabă să vă arătați stările emoționale. Dar, repet, dacă este puneți la punct cu acest Marte și 5 de bute sau cu acul albinei, puteți să-i puneți și pe ei și pe oricine la punct. Mai dăm o carte. Ce atrage ca un magnet la voi? Copilul interior, iar valetul și profesoratul, sunteți și profesor și copii în același timp. Sunteți și sobri și plini de înțelepciune, dar și jucăuși. Două cărți au venit. Iar 5 de spirale. Iar 5. Sunteți ca un dragon uneori. Aveți un foc, da, ca albina care înțeapă, aveți un foc special. Și țineți un pic la distanță și asta îi atrage la maxim, faptul că îi țineți, îi puneți la punct. Ia uite, asul de oglinzi. Se oglindesc în voi și regăsesc emoțiile în preajma voastră. Dau pe din afară de emoții. Probabil că și tremură, le tremură vocea în prezența voastră. 4 de monede. Sunteți cu o comoară.
Sunteți o valoare, că de fapt e aici o comoară, o valoare. Dar valoarea voastră nu constă musai în ceea ce creați voi, ca și artă sau material, banii pe care îi creați, ci în această grădină interioară, în această înțelepciune pe care o împărtășiți cu ceilalți. Sunteți o comoară, sunteți o valoare. Își găsesc stabilitatea, 3 și 4, își găsesc stabilitatea lângă voi. Își doresc să construiască ceva stabil și asta îi atrage. Dar să nu uităm în primul rând. Dacă ei până acum au fost învățați, că asta înseamnă 4 de monede, șabloane pentru mine, dacă ei au fost învățați să se concentreze pe latura materială, în preajma voastră își doresc să creeze altceva, să crească. Și totuși apare conflictul. Trebuie să se lupte pentru voi. Și asta îi atrage, că trebuie să se lupte. 5 de spirale se luptă. Are concurență. Repet că și voi sunteți așa, sunteți combativi, nu îi lăsați așa oricum să vă aburească, cum să zicem. Da? Dar și ei trebuie să se lupte. Dacă vor să fie cu voi și vor, cu 2 de cupe și 6 de cupe, vor din suflet să fie cu voi. Sunt conștienți că trebuie să se lupte. Pentru că nu vă pot avea pur și simplu așa. Pentru că la masă, când stați să vorbiți sau oriunde stați și vorbiți, da, ok, ne simțim bine. Dar restul, trebuie să-ți iei torba de săgeți și să vezi dacă te potrivești cu mine. Eu am o pușcă, tu ai o torbă de săgeți. Amândoi suntem luptători, amândoi suntem puternici. Te potrivești, e suficient de puternic ca să fii perechea mea? Că așa sunt luptători, au nevoie de oameni care se pot lupta pentru ei. Cu care pot să învingă sau să creeze un imperiu. Voi sunteți luptători. Și sensibil, nu uităm. Să nu uităm și această latura voastră. Despre care am vorbit de prima oară. Ce atrage ca un magnet la voi? Faptul că sunteți persoane stabile. Cred că am mai zis-o într-o formă sau alta. Nu vă oferiți oricum oricui. Și către sufletul vostru, iar, nu se ajunge ușor. E intrarea în suflet. Pe de o parte și ei trebuie să se implice practic cu această comoară. Am zis să se lupte ca să ajungă la acest portal care este sufletul vostru. Trebuie să se lupte, domnule, că e Marte. Da? Și să vă arate cât vă apreciază valoarea pe care o aveți în ochii lor, în loc, da? Și să crească. Să crească și ei spiritual. Pentru că este o pădure, sunt niște scări. Dar ca să ajungă la sufletul vostru, în casa voastră, în preajma voastră, trebuie să se lupte. Am zis. Cam atât deocamdată. Sper că vă place, v-a plăcut. Și rămâneți să ne vedem la etalele următoare și îmi pare rău dacă a fost un pic de gălăgie, sper că nu s-a decalat sonetul. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală, pa!